Dragilor, bine v-am regăsit! Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Luca, și iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este alături de noi Radu Anghel, terapeut fizic cu tehnici osteopatice, și vom vorbi despre osteopatia pentru copii în cadrul campaniei Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate. Osteopatia pentru copii, o medicină holistică, preventivă și curativă pentru restabilirea sănătății și aș adăuga eu și pentru un echilibru bun al sistemului imunitar la copii. O carte de Pierre Tricot, publicată în colecția Terapia a editurii Herald, în traducerea domnului profesor Mircea Laurențiu. Iată așadar osteopatia pentru copii, Radu Anghel. Noi am mai discutat despre o altă carte frumoasă în această colecție, Terapia, despre tu și medicul din tine, despre osteopatie în general și despre terapia craniosacrală. Acum ne-am dus, să spunem, către o categorie considerată vulnerabilă în această perioadă, mai ales de un an și două luni încoace de când cu pandemia. Bineînțeles, copiii și vârstnicii, categorii vulnerabile, a necesitat, să spunem, din partea noastră a adulților o atenție, o grijă mai mare. Așadar, osteopatia pentru copii, o carte foarte importantă, o carte deopotrivă pentru publicul larg, dar mai ales pentru specialiști, pentru că este o carte care pune accentul pe detaliile tehnice și pe partea aceasta de practică. Cum reușim, să spunem, să rezolvăm aceste probleme, poate și de natură somato-emoțională, dar și de natură pur fizică, organică, prin intermediul osteopatiei la copii? Mulțumesc, Sorin, pentru întrebare. Salut în primul rând. Acum, după cum am vorbit și în discuția noastră anterioară, osteopatia este o abordare terapeutică stabilită pe un fundament medical. De aceea, ea, ca tehnică și știință, are aplicabilitate tuturor grupelor de vârstă, pentru majoritatea patologiilor. În schimb, se pune o mare importanță în acest domeniu al osteopatiei pe zona prevenției. Și aici, bineînțeles, cea mai bună prevenție este să lucrezi cu copiii. Căci toți oamenii, după ce trecem de această etapă a copilăriei, suntem considerați adulți. Dar fie că dezvoltăm probleme în timp ca adulți, în timpul vieții noastre, sau că ni se întâmplă ceva și avem o problemă acum, ca adult, eu și majoritatea colegilor mei putem spune că, hei, să știi că unele din acele probleme îți vin din copilărie. Așa că pacientul întreabă, de la ce vârstă? Noi spunem de obicei, este greu să identificăm exact vârsta, dar putem să ne dăm seama de o anume atitudine corporală care se poate dezvolta în copilărie, de anumite carențe alimentare, de anumite, să zicem, probleme viscerale ale organelor și, na, se mai întâmplă rar, dar se întâmplă anumite deformări corporale, organice. Să mă întorc la ce ziceam. Mama prevenției este să crești ca un copil sănătos. Dacă vrei ca copilul să devină un adult sănătos și să aibă șanse mari pentru o viață lungă și sănătoasă, copilul are nevoie să dezvolte sănătos. Este un lucru valabil, universal. Cum intervine osteopatia în mod specific aici? Este că
Se pune un mare accent pe etapele de dezvoltare fizică, corporală, adică musculară, neurologică, psihologică și emoțională. Și în osteopatie, în cadrul formării, sunt toate luate pe rând. Cel mai mare accent sau perioada cea mai vizată pentru tratamente osteopatice la copii este între 2 luni și 1 an de zile. De exemplu, în școala franceză de osteopatie, majoritatea acolo se pregătesc fix pentru aceste intervenții, verificări și diagnosticuri. Copilul se naște și într-un timp foarte scurt, 2 săptămâni, 1 lună, 2 luni, copilul deja este diagnosticat de către un osteopat. Nu pentru că ar avea o problemă, ci pentru că ar putea avea o problemă. Nașterea dificilă, cum este ea considerată astăzi, adică o naștere în care fie mama, fie fătul au prezentat orice urmă de stres, poate avea urmări asupra sănătății și dezvoltării sănătoase a fătului. Acum, ce verifică un osteopat la copii? Și acestea sunt, bineînțeles, lucruri, informații și detalii care se pot găsi în cartea aceasta de Pierre Tricot, de altfel un osteopat cu foarte, un membru important al școlii franceze de osteopatie cu privire, cu privire la copii. Noi ca osteopați ne uităm în primul rând la craniu și la bazin în cazul unui copil. De ce facem asta? Pentru că copiii când sunt sub 10 ani, oasele nu sunt complet dezvoltate. O bună parte din structura lor osoasă încă este ligamentară, țesuturile încă sunt moi, vor deveni oase la 10, 12, 15, 20 de ani. Dar până atunci încă sunt țesuturi moi, ceea ce înseamnă că ele pot fi vătămate foarte ușor dacă sunt supuse la o presiune suficient de mare, ele se pot deforma. Avem astfel cazurile de scolioză. Majoritatea scoliozelor pe care le întâlnim nu sunt scolioze, să le numim, finale. Adică o scolioză care nu poate fi remediată decât prin operație, sunt în acele situații nefericite în care copilul se naște așa, cu o malformație osoasă. Sunt, din fericire, puține cazuri. Majoritatea scoliozelor sunt datorită unor momente, unor forme de traume fizice sau emoționale din viața copilului care îi afectează atitudinea posturală. Și în timp copilul se dezvoltă și el se dezvoltă în această atitudine posturală și coloana se duce în această poziție de S. Astfel de cazuri tratate din copilărie au o șansă mult mai mare să fie rezolvate. Alte exemple pentru copii. Este deseori întâlnit această situație când un picior, un membru, se dezvoltă în lungime mai greu ca celălalt membru. Din nou, uneori se ajunge și la intervenție chirurgicală, dar până acolo se lucrează ca prin osteopatie, să detensionăm țesuturile, să ne asigurăm că mușchii, nervii și articulațiile, deși într-o stare firavă, în plină dezvoltare, ele nu sunt blocate sau nu sunt într-o stare de inflamație fiziologică sau nu există alte probleme, poate de natură neurologică.
E posibil. Un alt exemplu. Copilul la naștere să fi în timpul nașterii efectiv, craniul său să nu se fi deschis complet. Un lucru așa, medical, poate mai puțin știu de restul lumii, este că atunci când copilul se naște, craniul său nu este solid. El este compus doar dintr-o serie insule de oase, iar restul craniului este un țesut moale. Într-un fel special gândit ca creierul să se dezvolte foarte repede odată ce copilul este născut, dar un alt rol îl are ca atunci când copilul iese prin cervixul mamei, el să se poată comprima un pic ca apoi să se extindă. Ce se întâmplă? E posibil, fie în timpul nașterii, fie în timpul sarcinii, fie imediat după naștere, ca o parte din articulația craniană care nu este dezvoltată să mențină tensiune, să mențină o lipsă de flexibilitate. Ce se întâmplă aproape imediat este că această problemă mecanică aproape a țesutului creează inflamație. Și această inflamație, atât de aproape de structura nervoasă centrală a fătului, poate impacta teribil dezvoltarea sa nervoasă. Uite, eu nu știu, nu sunt de specialitate, dar îmi povestea mama, cred că atunci nu era mai mic, și uite, am reținut o chestie interesantă apropo de explicația ta foarte concisă de mai devreme și de bebeluș, și anume felul în care se închide fontanela. Deci da. Zona aceasta moale din creștetul capului. Și e un lucru foarte important, mai ales la copii. Da, este. Acestea sunt probabil câteva din situațiile care pot apărea sau situații în care ar putea fi nevoie de un osteopat în tratarea copiilor. Alte exemple pot fi, știu, deranjamentele digestive, micile dureri de cap, micile dureri de creștere la genunchi, la articulații, la glezne. Un alt lucru de care ne tot întâlnim, situații în care un adult vine și are o durere de spate și încep să lucrezi cu el și într-un anume număr de ședințe ajungi la, să zicem, sursa problemei. Și uneori sursa problemei este un traumatism pe care l-a suferit la 10 ani, la 12 ani, la 7 ani. Și ce ai pățit atunci? Uite, am căzut, m-am împiedicat, am căzut de pe cal, am căzut din copac, tot felul de mici accidente ale copilăriei, dar care la vremea aceea n-au fost tratate. Au rămas ca o durere mică, mai mare, o inflamație, un semn, și s-au uitat de ele. Dar ce s-a întâmplat este că ele în timp au schimbat atitudinea posturală. Și omul la 20 de ani are deja 3 hernii de disc. Sau la 25 de ani are probleme serioase digestive. Nu mai poate mânca, e bolnav sau diferite cazuri de obezitate patologică, să le numim, migrene. Foarte multe cazuri care, în mod normal, nu pot fi tratate, adică nu că nu pot fi. Este greu de explicat de ce sunt atât de grave când oamenii sunt la 25 de ani. De obicei, astfel de probleme apar până în 30 de ani. Și oamenii, de cele mai multe ori, nu au avut alte întâmplări traumatice în perioada lor adultă care să explice gravitatea problemelor lor.
dar săpând, da, în discuție cu ei, ajungem la aceste prime traumatisme. Și dintr-o dată îi vezi cum li se luminează ochii și spun, stai că mi-am adus aminte că s-a întâmplat atunci ceva și m-a durut o lună, două săptămâni, dar apoi a trecut și am uitat. Da. Azi suntem într-o nouă eră în care oamenii sunt mult mai informați. Și cred că este important să știm cu toții, pentru noi ca adulți și pentru copii, pentru copiii noștri sau ai prietenilor, ai familiei, că orice traumatism din viața unui copil, dacă nu este abordat cu, cu grijă, cu atenție, cu considerare pentru sănătatea lui atunci și viitoare, se poate transforma într-o serie de probleme viitoare. Și acest gând nu cred că ar trebui să nască frică și supraprotecție îndreptată către copii. Nu cred asta. Cu toții. Adică asta înseamnă copilărie, nu? Să ne lovim ca să creștem peste experiențele noastre. Dar unele afecțiuni, mai ales cele care implică lovituri la cap, bazin, coloană, e nevoie de puțin mai multă grijă. Pentru că în timp, zic din nou, se pot transforma într-o serie de serie de probleme așa în lanț. Asta este o parte din osteopatia pentru copii. Nenumărate condiții neurologice care pot apărea la copii până în 4-5 ani, când ei încă își dezvoltă mobilitatea și autonomia de mișcare. Orice tensiune existentă în sistemul nervos al unui copil până la vârsta de 4 ani poate genera tot felul de probleme, de la grații, de la rău, de la stări de vomă, de la vomă efectivă, la febră, la tuse, la dezorientare, la probleme de învățare, probleme de coordonare. Orice mică dereglare a tensiunii craniene, cervicale, coloană și bazin pot genera astfel de probleme, care, din păcate, sunt greu observabile de către specialiștii din medicina alopată. Nu toți, desigur, sunt unii care au pregătirea și interesul și abilitatea să identifice problemele. Dar dacă nu ai tehnica și abilitatea fină de palpatorie să poți să simți că în zona cervicală a copilului, între prima vertebră și occiput, copilul de 2 ani, 3 ani, are o mică tensiune. Și acea mică tensiune pune presiune pe absolut toți nervii care ies copilului din craniu și se duc în restul corpului și asta îi cauzează nenumărate dezechilibre și tu îi dai pastile sau tratamente, nu rezolvi nimic. Ci doar pui foarte multă presiune asupra sistemului imunitar natural al copilului, care el te anunță de ce copilul plânge și are acele reacții. Este o reacție a sistemului său imunitar, care este un sistem de adaptare neurologică la ce se întâmplă cu el vis-a-vis de spațiul în care este. Și dacă nu interpretezi semnele când trebuie, tu doar îi suprimi sistemul, ceea ce îl face mai vulnerabil. Și tot nu se rezolvă problema. Și apoi copilul se dezvoltă cu un pas în dezvoltarea sa defect, care poate nu-l va urmări toată viața, dar poate îl va urmări. Copiii, din fericire, ca și rasa umană, au abilitatea și noi avem abilitatea să ne adaptăm. Așa că o problemă de genul acesta poate fi trecută și integrată cu totul în câțiva ani, dar nu tot timpul. Și aici intervine osteopatia pentru copii. Da, și aș încheia eu cu, mă urmărește un gând, te-am ascultat cu foarte mare atenție, pentru că, iată, am aflat eu cel puțin
în calitate de moderator am aflat niște lucruri extrem de interesante de la tine și de asta te-am ascultat cu atenție și mă gândeam și făceam așa un soi de corelație între, vorbeam mai devreme despre scolioză și automat de la orele de biologie, de anatomie mi-a venit în minte lordoza, mi-a mai venit în minte cifoza, celebra postură adus de spate, cocoșat, și am făcut legătura între faptul că această postură, de exemplu, la calculator, când petreci multe ore la calculator sau pe scaun la birou, da, și nu ai o postură dreaptă, acolo ai vertebrale, o postură corectă, și toate sunt asociate cu probleme de ordin emoțional. De asta probabil că vedem și facem aceste asocieri psihosomatice sau psihoneurologice în momentul în care vedem oameni pe stradă care sunt cu privirea triști, bineînțeles, și plini de anxietăți, cu privirea în pământ, aduși de spate, da? Cu o postură incorrectă, și versus ne imaginăm, și aici bineînțeles că stima scăzută de sine are o importanță foarte mare, și imaginează-ți o persoană cu multă încredere, cu o stimă de sine crescută, da? Cu privirea spre cer sau oricum cu privirea, nu să te uiți la copaci sus, așa, dar să te uiți la nivelul ochilor, exact, și să vezi acea postură cu spatele drept și cu umerii trași. Și aici, indiferent că vorbim despre un bărbat sau că vorbim despre sau o femeie, sau o femeie, exact, și indiferent de vârstă, pentru că din păcate noi ne gândim poate la vârstnici, că vezi, Doamne, cu vârsta postura, da, se schimbă, da, și sunt aduși de spate. Foarte mulți, din păcate, foarte mulți adolescenți de la pubertate, 12-13 ani spre adolescență, 14-15 ani, înalți, da? Și aduși de spate. Lipsa exercițiilor fizice, lipsa poate a sportului și iată, exact cum spuneai tu foarte bine, problemele, traumele de natură emoțională care vin din copilărie. Și reprezintă așa ca o soi de povară. Exact. Aș vrea să adaug aici două aspecte care completează acest concept al atitudinii corporale, care, bineînțeles, se leagă de condiția psihoemoțională a respectivului om. Ai zis foarte bine și despre poziția omului considerat de toată lumea, sănătos. Nu contează vârsta, este omul care este vertical. Da, el este vertical. Are curburile normale ale spatelui, dar el are capul sus, privirea este în linia orizontului, umerii echilibrați. Arhetipul este o imagine a sănătății. De aici avem două situații posibile. Fie flexie, este această coborâre care menționai tu, sau cealaltă, extensie. Și există, bineînțeles, tipologii corporale de oameni care sunt ușor în flexie, sunt ușor aplecați, dar așa sunt ei sănătoși, ei așa sunt drepți, puțin aplecați. Și sunt oameni care sunt puțin în extensie. La fel și ei sunt sănătoși, aceasta este atitudinea lor corporală echilibrată. De aici apar problemele. O să considerăm că zona aceasta este spatele și aceasta este fața. Și spunem de oameni că sunt aplecați. Da? Ei sunt într-o atitudine corporală de flexie, supraflexie. Atât de multă flexie încât partea lor frontală este în durere. Și o găsim de fiecare dată ca osteopați. Începând cu zona pubiană, toate intestinele, toate organele, cutia toracică, sus, plămânul, inima, toate sunt în presiune. Toate sunt inflamate, de fapt, pentru că sunt în presiune. Tot abdomenul și, de fapt, toate organele sunt permanent 24 de ore pe zi în presiune. Nu le face bine, nu se hidratează. Nu se elimină resturile cum trebuie. Nu prezintă o energie sănătoasă. Și omul o poate masca cât de mult
are el putință, dar la un moment dat va începe să aibă probleme. Plus, în timp, va dezvolta, în această atitudine corporală, va dezvolta cu siguranță probleme în zona lombară și în zona cervicală. Pentru că această poziție aplicată în față, în timp, va forma, va eroda articulațiile dintre oasele coloanei. Apoi avem cealaltă atitudine. Oamenii care stau, de fapt, ei tot stau drept într-un fel, dar ei stau într-o supraextensie. Ei își îndreaptă zona toracală. Făcând asta, ei își expun foarte mult abdomenul. Dacă te gândești, cu toții îi vedem pe stradă. Sunt oameni care au un mers balansat și ei își plimbă abdomenul în fața lor. Exact la aia mă gândeam. În general, s-o spunem pe românește, oamenii cu burtă. Și se talează exact, burta în față. Ei, ei sunt într-o atitudine fizică inconștientă. Acești oameni, aproape toți, au, odată că au probleme în zona lombară și sunt predispuși la hernii lombare, dar majoritatea, adevărata lor problemă, este în zona intestinelor, au inflamații, au probleme de eliminare, au probleme de absorpție, au tot felul de lichide interstițiale care se acumulează. Deci corpul se modelează într-un asemenea fel ca să coabiteze cu problema existentă. Nu este un concept nou, este universal. Dar făcând asta, corpul își schimbă întreaga sa dinamică. Corpul se schimbă, atitudinea emoțională se schimbă. Dacă și acestea se schimbă, viziunea omului se schimbă. Și să-ți spun sincer, uneori, mai ales anul acesta, a fost foarte trist să merg pe stradă și să văd atât de mulți oameni ieșiți din casă, unde probabil n-au mâncat tot timpul cum trebuie, n-au făcut exerciții, n-au stat bine cele 10 ore la birou, pe canapea sau în pat sau pe un scaun în bucătărie, n-au ieșit afară la soare și pe lângă ei copiii, și să-i văd pe toți strâmbi. Unii nu, desigur, dar foarte mulți cocoșați, înfigurați, umerii trași în față. Alții mai ponderal decât le este sănătos. Toate acestea sunt acum doar mici semne, dar o putem privi ca un fel de traumă colectivă asupra sănătății individuale corporale. Și ce pot să recomand oricui și mie mereu este mâncare și mișcare și pe cât posibil somn. Și ce vorbeam și ultima dată, să-ți recunoști limitele în aceste trei ipostaze de dietă, activitatea ta sportivă și odihnă și cum te odihnești și de ce ai nevoie să te odihnești. Dacă simți că ești depășit, caută ajutor și susținere, consiliere. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă. Am vorbit astăzi alături de Radu Anghel, terapeut fizic cu tehnici osteopatice, despre o carte frumoasă. Este vorba despre Osteopatia pentru copii, o medicină holistică, preventivă și curativă pentru restabilirea sănătății, o carte scrisă de Pierre Tricot, publicată în colecția Terapia a editurii Herald. Dar, bineînțeles, am generalizat puțin cadrul și, bineînțeles, că nu ne-am oprit doar la
osteopatia pentru copii, dar iată, am vorbit și despre posturile adolescenților și despre posturile noastre ca adulți, cât de bine este să avem o postură verticală dreaptă și echilibrată, nici prea pe spate, dar nici în flexie, așa cum spunea Radu Anghel. Și cât de importantă este osteopatia ca remediu și ca terapie alternativă pentru a găsi acest mult căutat, aș spune eu, echilibru al sistemului imunitar, al sănătății noastre prin regim alimentar, prin somn odihnitor, prin exerciții fizice și prin alte multe lucruri care ne ajută. A fost alături de noi Radu Anghel, căreia îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci vă dorim o zi minunată și, așa cum am mai făcut-o, pentru că vorbim despre sănătate și imunitate, aș încheia discuția noastră cu un îndemn, cu un mesaj: rămâneți sănătoși! Mulțumim, Radu Anghel, vă mulțumim, dragi cititori, la revedere, numai bine!